Salutare tuturor și bine ați venit într-un nou podcast, Generația lui John. Astăzi mergem către alergare, către forță, organizare, către momente în care efectiv ne depășim absolut toate limitele ca să ajungem la un nou obiectiv. Iar invitatul din podcast este pregătit să dea așa pe față absolut toate situațiile cu care s-a confruntat în 30 și ceva de ani de existență și să ne învețe și pe noi cele mai bune lucruri. E vorba de Vali Zamfir. Vali, bine ai venit în podcast. Bine te-am găsit, John. Mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Să știi că e o discuție cât se poate de relaxantă. Nu trebuie să supărăm pe nimeni într-o zi de luni, că mai e până vineri când vine din nou weekendul. Ca lucrurile să fie foarte simple pentru cei de acasă, hai să începem cu prezentarea ta, să ne spui așa pe scurt cine ești, ce vârstă ai, cu ce te ocupi și apoi să intrăm în pâine cu subiectul, pentru că am înțeles că faci niște fapte foarte bune pentru comunitate, alături de foarte mulți alți oameni. Mulțumesc mult! Sunt Vali Zamfir, 38 de ani, născut, crescut în Ploiești. Am o fetiță de 5 ani și o familie frumoasă. Și în viața de zi cu zi mă ocup de un magazin de echipament montan, care este online, în Ploiești și acoperim toată țara, bineînțeles, și cu organizarea Subcarpați Trail Run, eveniment de alergare, care a ajuns anul acesta la a doua ediție. Asta voiam să spun, că noi ne știm de ceva vreme, dar așa mai exact ne știm de la ultimul eveniment, de la cea de-a doua ediție de Subcarpați și mi se pare foarte fain că s-a întâmplat acest eveniment într-o perioadă în care încă suntem în zona asta de vaccinare, ne uităm că a scăzut numărul, dar nu știm sigur dacă să ne bucurăm sau să lăsăm lucrurile să se relaxeze de tot. Vreau să-mi spui cum ai avut această inițiativă de a continua Subcarpați Trail Run și de a aduce undeva la peste 500 de participanți din întreaga Românie la Cocoroștii Mizli. Corect, da, Cocoroștii Mizli, care până acum 2 ani de zile, să spunem, că iau un calcul și anul trecut, nu știa nimeni pe hartă unde este. Și anul acesta au venit peste 500 de participanți, au fost oameni din Timișoara, din Iași, din Cluj, din Constanța și le mulțumim pe această cale. Cum mi-a venit ideea? Eu sunt ultramaratonist, alergător montan și în zona respectivă, în pădurea Goruna și Cocoroștii Mizli, mă pregătesc de cel puțin 6-7 ani. Și zona este o zonă foarte frumoasă, este aproape de Ploiești, este aproape de București și am zis, mă, hai să facem ceva astfel încât zona aceasta să fie cunoscută de oameni, astfel încât alergătorii montani din țară să vină să alerge în zona aceasta. Pentru că, până la urmă, trail running nu înseamnă neapărat munte, înseamnă și alergare prin pădure, nu pe asfalt. Și atunci, zona fiind destul de ofertantă, chiar dacă pare o pădure, participanții pot confirma că au avut de tras la probele pe care le-am pus în valoare. Și atunci, de aici a venit ideea. Acum, 6-7 ani am cunoscut zona, am cunoscut toate potecile, să spunem așa, și acum 2 ani de zile, deci în 2020 sau acum un an de zile, da, am luat și hotărârea să facem un concurs efectiv, să facem ceva. Hai să facem diferența, că sunt mai multe, avem așa semi-maraton, avem maraton, avem cross. Da. Care e faza cu ultramaratonul? Faza cu ultramaratonul, bună întrebare. Aș vrea, este un plan de-al meu, da, dar asta înseamnă și mai multă muncă, ceea ce nu e o problemă, ca peste un 3-4 ani să avem și un traseu de ultramaraton acolo. O să-ți se pare un pic, dar cum o să-l faci? Pentru că e o zonă de deal, da. Cum, de exemplu, la semi-maraton am reușit să strângem 1000 de metri într-o zonă unde cel mai înalt deal este de 500 de metri, cred că este o provocare pentru noi să construim și un traseu de ultramaraton în zona respectivă. Un ultramaraton, în mod normal, în cât timp se parcurge? Depinde de distanță, dar vorbim de minim 12 ore. Deci sau 12 ore și înseamnă o distanță de cât, de 100 de kilometri? Teoretic, orice distanță peste maraton, deci și un 50 de kilometri poate fi numit un ultramaraton. Dar dacă tot facem o treabă, o să facem cum trebuie și atunci avem și o cifră, și o cursă cu 3 cifre în ea. Deci ultramaratonul sper să-l facem de minim 100 de kilometri. Mi se pare extraordinar să poți face asta, ți-ai și în perioada asta, dar și în Cocoroștii Mizli, nu știu, e atât de mare zona încât să poți să te duci pe toate dealurile, să urci, să cobori. Da, pădurea Goruna este suficient de mare, oricum va trebui să acoperim și altă zonă, de asta spun că va trebui lucrat mai intens la așa ceva, pentru că dacă Subcarpați Trail Run în momentul acesta se desfășoară în area localității Cocoroștii Mizli și
cu acordul autorităților pentru care le mulțumim, am reușit să facem lucrul acesta. Dacă vorbim de un ultramaraton, va trebui să ne extindem, să mergem în alte localități. Și atunci va trebui să cerem acordul autorităților locale din zona respectivă să putem să trecem prin zona lor. Mm-hmm. Sper ca pe baza a ceea ce au văzut la Cocoreștii Mizli să o considere ca un plus valoare pentru ei ca și localitate și atunci să ne dea acordul. Și atunci ăsta va fi primul pas. Întâi să luăm acordul de la, de exemplu, Buștenari, de exemplu, Vulcănești, zonele apropiate Cocoreștii Mizli, ca să putem să facem un traseu cum trebuie în zona respectivă. E un brand și e vorba despre a extinde cumva imaginea acestor localități prin acest tip de eveniment de alergare. Da. Dar acum te-am relaxat în discuție, asta voiam de fapt să obțin de la tine, că toată lumea știe de Subcarpați, toată lumea știe despre ce este vorba, însă nu toată lumea te cunoaște pe tine, tu cel care practic ești parte din organizare și capul răutăților și omul care a avut grijă atât de voluntar cât și de cei care au alergat sau cei care efectiv au fost sponsori de la siguranță, pază, de la medici, etc. Și atunci vreau să te întreb, îți aduci aminte când ți-ai depășit foarte tare tu limitele și, nu știu, ai semnat undeva într-un jurnal, păi, uite, am depășit... Aș putea să fac o glumă și a spune că prima oară a fost când am semnat certificatul de căsătorie. Prima oară când am simțit cu adevărat că mi-am depășit limitele a fost la primul concurs de alergare, care s-a întâmplat acum 10 ani de zile, și am alergat un maraton. Când toată această activitate, să spunem, alergarea de trail running și alergarea montană era la început. Sportul acesta este un sport relativ nou în România, de 14-15 ani. Și acum 10 ani, deci era într-o stare incipientă, am văzut niște nebuni frumoși care făceau chestia asta și am zis să mă alătur lor. Pentru că eu tot timpul nu neapărat că am vrut să ies din turmă, dar mă, dacă un om poate ceva și e frumos, hai să vedem ce face eu acel om ca să-și depășească limita și să fac și eu așa ceva. Și fiind o activitate sportivă, deci o activitate sănătoasă, am adoptat-o cu plăcere. Și acum 10 ani, când am alergat primul maraton, eu nemai alergând acea distanță, a fost într-adevăr o situație în care mi-am depășit limitele. După care au urmat nenumărate concursuri și în 2018 m-am alergat primul ultramaraton pe munte, la Cheia, la concursul de Ciuca și X3 care se desfășoară acolo, unde au fost 105 km și cu diferență de nivel, undeva la 5.000 de metri. Și să alergi un ultramaraton, numai dacă te gândești la distanță, 105 km, sunt greu de parcurs și cu mașina. Da, păi să-i mai faci și în alergare. Dar acum nu trebuie să știu eu, nu știu, să zic, domnule, trebuie să mă ridic în slăv că am alergat chestia asta. Nu sunt singurul, sunt o grămadă în țară care fac lucrul acesta. De exemplu, Robert Hajnal, care acum a fost locul 2 la UTMB, este un exemplu pentru noi. Și tot timpul mă gândesc că trebuie să te uiți la cel mai bun decât tine, nu la cel mai slab decât tine. Mie îmi place să fiu cel mai prost dintre cei mai buni decât cel mai bun dintre cei mai proști. Ce-mi place mie modestia asta în podcasturi, Doamne, o ador, mai ales când mă gândesc că tu, pe lângă alergare, ai început să strângi o comunitate de oameni care aleargă și să organizezi astfel de evenimente. Da. Adică mi se pare că pe asta ar trebui să ne focusăm, pe faptul că și în cazul tău e de admirat faptul că faci treaba asta. Da, mulțumesc. Că tu ții și toate loviturile sub centură când greșești, și o să vorbim despre greșeli, nu-ți face griji, dar și toate laudele atunci când Subcarpați Trail Run ajunge, nu știu, până dincolo de granițele României. Sau vin foarte mulți din străinătate și spun, băi, noi vrem să știm cine este Valizan Fir, că ne place foarte mult ce face el. Și uite, chiar vreau să-mi spui, vreau să-mi comentez cumva eroarea sau greșeala sau... Nu știu, a fost o dezorientare a unor maratoniști la cea de-a doua ediție de Subcarpați Trail Run. Povestește-ne. Da, înainte să povestesc întâmplarea, aș vrea să... Eu sunt aici reprezentantul unei echipe. Mm-hmm. Capul răutăților, cum mi se spune, și dar în spatele meu este o echipă, căruia vreau să-i mulțumesc pe această cale și nu aș fi putut face lucrurile pe care le fac fără ei. Mm-hmm. Deci, fără mine concursul se poate face, dar fără unul din ei nu se poate face. Și atunci, cred că asta e foarte important. Revenind la eroare... A fost prima oară pentru mine când am organizat un traseu de maraton. Păcatul meu este că știu atât de bine zona, încât mie traseele mi se par naturale.
Și atunci când am construit traseul de maraton, am zis, mă, uite, e ok să o iei la stânga aici, e ok să o iei la dreapta. Nu mi s-a părut ceva extra. Și am avut și alți oameni care au alergat cu mine traseul, dar și, la fel și ei cunoscând zona, nu li s-a părut că este foarte întortocheat. Când în realitate, dacă te uitai pe hârtie, avea niște zone destul de dificile din punct de vedere al orientării. Și atunci, negândind, și asta e o lecție pentru viitor, și din perspectiva unuia care vine în zonă pentru prima oară, întâmplarea face ca primii trei de la maraton, care au fost și sunt și cei mai bine clasați și ar fi avut șanse, acesta ar fi fost podiumul. Acum nu știm exact locurile, dar ca și podium ei ar fi fost cei mai buni. Din păcate s-au teleportat efectiv de la kilometru 7 la kilometru 28 într-o distanță de 300 de metri. Și a fost un cumul de factori. Odată și echipa mea, să spun, voluntarii, nu au avut poate curajul să le spună, măi băieți, vedeți că ați greșit. Pentru că în echipa de voluntari sunt oameni care îi respectă pe alergători. Și atunci când îl vezi pe unul ca Andrei Ivănescu și îl salut și cu tot respectul pentru el că face o greșeală, poate ți-e teamă să-i spui, băi Andrei, vezi că ai greșit. Cu toate că Andrei, dacă ar fi auzit chestia asta, la cum îl cunoaștem pe el, ar fi zis, da, ok, scuze, pe unde trebuie să o iau? Pe aici. Înțelegi? Și atunci a fost un cumul de factori pentru care s-a ajuns aici. Pentru că, din punctul meu de vedere, nimic nu se întâmplă dintr-o dată. Este un cumul de factori prin care ajungi la o întâmplare fericită sau nefericită. Exact cum ai spus și tu, mi se pare că e o lecție din care ai avut și tu de învățat. Mi se pare și mai tare faptul că cei care, practic, au greșit traseul, au acceptat acest lucru și practic merg mai departe în următoarele competiții. Întrebarea e cât de mult îi afectează pe cei trei, cei mai buni care n-au putut să ajungă pe podium, faptul că nu au scorul, că au fost la Subcarpați Trailrun ediția a doua, însă n-au venit cu nimic acasă. Aici cred că ei ar putea să spună chestia asta, dar cred că pentru, ar fi fost un plus valoare pentru ambele părți, atât pentru noi cât și pentru ei, ca ei să fi fost pe podium. Nu, cel puțin ne-am fi mândrit ca Andrei, Dani și cu Robert să fi fost pe podium. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, îmi cer scuze față de ei că le-am răpit această plăcere lor. Sau că ei ambiționat și mai tare, și asta ca la ediția cu numărul 3 să fie foarte, foarte atenți. Nu știu, eu n-aș da vina niciodată nici pe organizatori, nici pe alergători atunci când vine vorba de un traseu. Până la urmă ați avut o hartă. Categoric, adică au fost niște mesaje distribuite înainte de acest eveniment, oamenii au putut să vizualizeze. Poți să găsești explicații pentru orice. Faptul că s-au rătăcit trei dintre cei mai buni, ne pare rău, dar vrem ca data viitoare să nu se mai rătăcească nimeni. Că poate se rătăcește cineva de la, nu știu, de la cross. Da, exact. Îmi pare rău că acum am făcut 10 km în 10 minute, ceea ce e dubios. Întâmplarea face că îi cunosc pe cei trei și chiar am avut o discuție cu ei după. Ne vedem pe la concursul și atunci mi-am permis să avem discuția și au înțeles, ne-am dat seama toți patru, să spunem așa, că a fost o eroare comună și le-am ridicat o minge la fileu pe care ei au acceptat-o ca să-mi dea șansa să fac un traseu mai puțin întortocheat și la anul să-i avem la start și să se dueleze în adevăratul sens al cuvântului. Asta îmi place, optimismul pe care tu l-ai și faptul că dincolo de această alergare ai mai punctat câteva, să le spunem, necesități pe care le are comunitatea. Categoric. Am întâlnit acolo mai multe tipuri de branduri. Când le spun branduri, nu mă refer la companii cu foarte mulți bani, ci mă refer la echipe care ajută mai departe comunitatea într-un fel sau altul. Și mă refer acum la Muma Pădurii, zic bine? Da. Muma Pădurii. Zim despre treaba cu toți cei peste 500 de copăcei care vor fi plantați pentru fiecare alergător cât un copăcel. Da, da. Muma are grijă de pădure și are grijă de copiii ei. Până la urmă, pădurea este copilul Mumei, ca să spunem așa. Și noi urmărim de ceva vreme pe cei de la Muma Pădurii. Ne-a plăcut foarte mult inițiativa lor și anume că pentru o brățară pe care o am la mână se plantează un copac. Și am zis, ok, hai să vedem cum putem să aducem plus valoare și să facem chestia asta inedită. Pentru că până la urma urmei, din punctul meu de vedere, și cu pandemia aceasta și cu ce s-a întâmplat în ultima perioadă, cred că orice business în momentul ăsta ar trebui să aibă și să aducă un plus valoare comunității și mediului și zonei respective. Și atunci, noi prin Subcarpați Trailrun am zis, ok, ce putem să facem?
Și am contactat, au fost foarte deschiși la inițiativa noastră și atunci în kitul fiecărui alergător a fost pusă către o brățară. Deci teoretic și practic, pentru că sunt oameni de cuvânt și Filip, am avut o discuție cu el și știm că se ține de cuvânt, va fi plantată o pădure, o mini pădure de pe urma subcarpastrei Ran. 500-600 de brățări câte au fost de 600 de oameni, vor fi plantat 600 de copaci. Undeva în octombrie-noiembrie. Și chiar dacă Filip se uită la noi, îl rugăm să ne Filip, dacă te uiți acum sau mai târziu, dă-ne de veste, scrie un comentariu, exact. Bagă-ne în seamă că așa e de bine. Ai spus o mini pădure, exact. Da? Și îmi place faptul că ai punctat acest mini. De ce? Pentru că mi-aș dori ca următoarea astfel de competiție să aibă, nu știu, 1000-2000 de participanți. Există treaba asta? Se poate face? Se poate face, dar da, nu știu. Deci că mai multă presiune pui pe umerii mei. Da, mie îmi place să fiu modest și să iau lucrurile pas cu pas. Ar fi ideal, nu știu, ar fi o plăcere și o realizare foarte mare să atingem nivelul pe care alte competiții din țară le-au atins, gen Ciuca și X3. Să adunăm, nu știu, 2500-3000 de oameni la start. Dar cred că ar trebui să luăm lucrurile pas cu pas și să facem lucrurile bine și dacă lucrurile se întâmplă bine și vestea se duce, oamenii vor veni. O altă chestie, lucrurile pe care le-am făcut bine, continuă și la ediția 3-a. Din punctul nostru de vedere, și sper că Filip e pe aceeași lungime de undă cu noi cum a pădurii, chestia asta este o plus valoare. Și atunci la ediția 3-a, clar, Muma Pădurii va fi unul dintre partenerii noștri, bineînțeles dacă și Filip dorește lucrul acesta. Uite, tot modest ai rămas, pentru că mai mult decât această componentă pentru mediu, mai există și o componentă care ține de comunitate și de ajutorare pentru anumite familii din localitatea Cocărăștii Mizlii. E vorba de ce s-a întâmplat cu o parte din banii încasați din biletele pentru alergători, din înscrierile pentru alergători. Poți să ne povestești pe scurt? Da, dintr-o întâmplare nefericită, două familii din comună, astă iarnă le-a luat foc casa. Și având în vedere faptul că comunitatea respectivă a fost foarte deschisă cu noi și ne-au dat acordul să facem acest concurs la ei, la rândul nostru noi ne simțim într-un fel obligați să întoarcem către comunitate. Și din o parte din încasările care se strâng de pe urma subcarpastrei Ran, vom ajuta, ideal ar fi cele două familii, dacă nu măcar una din ele. Și atunci și asta vrem să facem noi. Deja am început discuțiile cu autoritățile și să vedem cum facem și, nu știu, cât de curând bifăm și acest obiectiv. Zi-mi cum te simți, Vali, să faci treburile astea, să știi că faci parte dintr-un proiect care ajută mai departe comunitatea. Și nu e o întrebare nici clișeică, nu e nicio întrebare care să te umfle în pene, ci e ceva real ce se întâmplă și care merită punctat. Mă simt cu o presiune destul de mare, dar o presiune pozitivă. Ai spus mai devreme și că am o fetiță de 5 ani. Eu mi-aș dori tare mult ca ea să rămână în România. Să nu facă cum fac alți tineri, pe care nu pot să-i judec, nu mă înțelege greșit. Dacă plecăm toți din țara asta, ce se va ajunge cu țara asta? Și atunci aș vrea să, din punctul meu de vedere, să pot să pun, nu știu, 0,001% la viitorul României și prin acțiunile pe care le fac eu împreună cu echipa mea să ajutăm țara asta și comunitatea. Ca astfel încât copiii noștri să rămână în țară. Pentru că, nu știu, n-aș vrea să-mi văd nepoții pe Skype sau pe video acolo. Aș vrea să-i văd în viața reală. Și ca să pot să fac chestia asta, va trebui ca al meu copil să rămână aici sau să plecăm cu toții în afară, ceea ce nu cred că este o opțiune. Da. Te-ai gândit și la asta, zis, Mara, avem două variante, mai punem niște păduri pe aici și pe acolo, dacă nu se schimbă treaba, ok, mergem cu toții în străinătate. Da. E totuși un act de curaj să spui asta și este și un spațiu public. E curaj, la modul serios, adică am prea mulți prieteni care spun, du-te, fugi! Nu ai ce să faci aici, e prea puțin ce ți oferă pentru ceea ce poți tu să faci. Și e un fel de, e un challenge, e o provocare cu tine însuți să reușești să alegi ceva mai puțin pentru tine, dar și pentru ce vine după tine. Pentru că ai spus despre fetița ta de doar 5 anișori, mulți ani înainte, apropo, și e total diferită perspectiva atunci când gândești pentru un copil mă gândesc versus pentru tine. Hai că tu mai duci, tu ai mai dus, la tine e ok, e cu sacrificiu. Dar și pentru copii la fel? Ca să poți să faci ceva, trebuie să muncești. Și noi asta vrem să, prin exemplu nostru, vrem să educăm pe ei. Pentru că până la urmă, educația este baza.
Și atunci, dacă ei văd exemplul nostru, așa ce mă refer la echipa pe care o avem și prin care facem Subcarpați Trail Run, pentru că nu este doar Mara, noi avem o echipă de pitici în jurul Subcarpați Trail Run, îi aș putea numi Mara, Irina, Andrei, Robert, Andreas, Daria, sper că nu n-am uitat pe niciunul, Iris, și noi vrem ca acești copii să crească împreună cu noi și să crească într-un mediu sănătos și să învețe de la alergătorii care sunt acele persoane, mai ales alergătorii montani, care, băi nene, am ajuns la o greutate, văd o pantă, nu mă opresc și gata, mă opresc aici și gata. Merg mai departe, cer să găsesc soluții să merg mai departe. Și așa aș vrea să înțeleagă și acești copii și nu numai ei și să găsească soluții să meargă mai departe. Pentru că nu suntem o țară, Doamne ferește, într-un război, nu suntem o țară, știu eu, care e plină de deșert sau așa. Suntem o țară frumoasă, avem oameni de calitate, întâmplarea face că am avut norocul să călătoresc în multe zone ale lumii și pot să fac într-un fel o comparație. Și România chiar este o țară ok. De ce să nu rămânem aici? Un pic de energie pozitivă de la tine, mai tragem cât mai mult. Spune-mi, ce faci tu, Vali, atunci când simți că nu mai poți? Atunci când parcă îți vine să renunți? Și poți să te gândești și la varianta business, poți să te gândești și la varianta de alergător și de ultramaratonist. Ba chiar ai putea să-mi răspunzi ce ți-ai zis ultima dată, când, domnule, am zis, nu mai pot. Ce ai făcut? Te oprești, evaluezi situația și intri pe geam dacă nu poți pe ușă. Nu știu, asta e mentalitatea mea. Ok, pot fi situații în care nu mai e ce să faci și atunci va trebui să te oprești. Adică ai renunțat până acum la un vis pe care l-ai avut și în care ai crezut cu tot sufletul tău? Da, au fost și chestii din acestea. Mm-hmm. Da, au fost. Poate niște chestii mai mult personale, dar când am văzut peste timp, să spun așa, am, indiferent de greutăți, am căutat resurse să merg mai departe. Că sunt oameni care cred foarte mult într-un vis, dar nu fac nimic pentru el, da. Nici nu renunță la vis, voi trebuie să fac asta în continuare, că nu am altceva mai bun de făcut, dar de fapt ar trebui să renunțe la un ceva ce nu funcționează ca să meargă mai departe pe un vis mai, da, mai fain. Exact. Care e următorul tău? Vrei să zici ceva? Da, vreau să spun că nu, niciodată nu există momentul perfect în care să încep ceva. Mm-hmm. Și aici vorbim și de business, vorbim și de Subcarpați, vorbim și de, nu știu, orice. Și de primii 10 km, dacă vrei să alergi. Exact. Avem noi tehnica asta a noastră românii, dacă nu merge mai e la pilă. Adică, bă, trebuie să pornești de undeva și ajustezi pe parcurs. Sau cel puțin, eu, asta, așa sunt. Știu că îmi trebuie, uite, trebuie să vorbesc și de lucrurile negative ale mele. Mi-ar trebui mie personal mai multă planificare, să pot să-mi planific mai bine acțiunile, mai multă organizare. Dar poate, nu știu, o calitate a mea este că încep un lucru și îl ajustez pe parcurs astfel încât la final să livrez ceva ok. Clar nu va fi ceva 100%, nu știu, de nota 1000. Dar dacă la sfârșit ai livrat ceva de calitate, cred că în orice proiect suma plusurilor trebuie să fie mai mare decât suma minusurilor. Dacă ai reușit să faci chestia asta, e ok. Care e următorul obiectiv? Să fac un traseu de maraton la Subcarpați Trail Run așa cum trebuie și să, ideal ar fi nimeni să nu se mai rătăcească pe el. Dar nu puteți să faceți ceva computerizat, nu știu, mă gândesc la o chestie VR, oamenii văd stânga-dreapta, mai 100 de metri până la următoarea intersecție. Ceva. În era asta a tehnologiei, că sunt ăștia de la, nu știu dacă, cred că Vodafone acum monitorizează anumite păduri și au sloganul ascultăm pădurea, sau nu știu, dacă o ascultăm putem să o înțelegem. Da. Știi ce se întâmplă? Ceea ce spui tu este foarte, foarte ok, însă cred că tehnologia în momentul ăsta, cel puțin pentru generația tânără, le răpește prea mult din timpul de a efectiv a vedea lucrurile. Te uiți, mergi în autobuz, mergi în tren, mergi în, nu știu, în supermarket și vezi copii cu telefonul în mână. Dacă îl întreb ce carte a citit, spune probabil că apar cu 3 ani, cu, nu știu, 5 ani de zi. Sau nu știu dacă mai citesc. Și atunci cred că o tehnologie este bună, dar până în momentul în care îți răpește din plăcerea ta umană de a vedea natura. Și eu sper, nu știu, să reușim prin mijloace mai puțin tehnologizate
să ajutăm oamenii să vadă natura, nu să fie ceva care să-l, știu eu, iau la stânga acum un roboțel care să zică, știu eu. Așadar, pui foarte mare accent pe experiență, da, pe a fi cât mai aproape de natură. Îmi da. Place răspunsul tău. Nici nu știam ce ai să spui la povestea asta. Mă gândeam probabil că, nu știu, ai vreo idee să... Efectiv să-i coordonezi digital, dar pentru că ai pus accent pe a renunța un pic la tehnologie pentru a vedea natura în adevăratul sens al cuvântului, sunt sigur că parteneriatul despre care vorbeai mai devreme cu Muma Pădurii e unul pe termen lung. Categoric. Da, adică e exact ce trebuie pentru mai mulți copăcei, dar și pentru mai mulți alergători care atunci când vin știu ce au de făcut și când pleacă nu lasă în urma lor altceva decât experiența. Aici mă refer, punctam și un pic... gunoaiele pe care le lăsăm și nu trebuie să mergem la pădure ca să aruncăm gunoaiele pe unde nu trebuie și nici nu trebuie să ne gândim doar la un anumit tip de om care aruncă pe unde nu trebuie. Îți spun că văd în Ploiești oameni de toate felurile, de nici nu contează, că ai studii superioare, că ești mai înalt, mai scunt, mai gras, mai slab, nu contează, n-are nicio legătură cu nimic. Are legătură cu mintea ta pe momentul ăla și educația probabil pe care ai primit-o. Vali, la 38 de ani, mulți ani înainte, e ceva care te mai sperie? Da, cu siguranță. Adică n-ai ajuns în punctul ăla în care nu te mai sperie nimic? Nu. Ce ți-a stat pe minte prima dată? Ce-ai văzut? Nu știu, nu mi-aș vedea copilul bolnav de o boală incurabilă. Mm-hmm. Nici nu vreau să mă gândesc la gândurile astea. Cred că sănătatea este lucru care trebuie ținut cel mai bine. De asta am și făcut acest eveniment, care până la urmă este... te duce pe o latură sportivă, până la urmă sportul înseamnă sănătate. Și doi, educație. Nu știu, nu mi-aș vedea copilul needucat. Pentru că, cum spuneai și tu mai devreme, faptul că se aruncă pe stradă, până la urmă poate fi și un semn al unei lipse de educație. Și atunci, cred că aici trebuie punctat pentru generații viitoare, nu știu, din punctul meu de vedere, două aspecte. Unul, educație, care e cel mai important. Doi, sport. Eu am vrut cu o tanti care s-a dus să-și ridice un colet de la curier, a primit ce avea acolo, a scos din cutia mare ce îi trebuia și a pus fix în centrul orașului cutia lângă chestia acolo și a plecat. Și a zis, nu vă spărați, ați uitat ceva? Și mi-a zis, las că vine să ia cu noi, nu stau eu după. Zic, să fiți sănătoasă și iubită. Da. Adică, da, nu. Nici n-ai ce să-i spui, că s-ar putea ori să te ia la bătaie, ori să te înjure. Depinde dacă e bărbat sau femeie. Da. Cred că până la urma urmei fiecare trebuie să-și facă bucățica lui, să-și vadă de pătrățica lui și dacă, nu știu, tu arunci gunoiul la coș, eu îl arunc la coș, colegul nostru aruncă la coș, dacă suntem 10, va apărea și al 11-lea. Pe lângă al 11-lea va apărea și al 12-lea și tot așa. Categorii vor mai fi, nu știu, ăia care vor arunca, ăia 5%. Dar poate din 5 îi facem 3%. Dar cum sunt ăștia ăia 5%, 3%? Cum sunt? Cred că sunt niște oameni care... Sunt needucați? Sunt nesimțiți? Nu aș vrea să spun nesimțiți. Nu sunt nesimțiți, sunt simțiți. Sunt simțiți, dar cred că n-au văzut valoarea și valoarea economică. De ce ești blând cu niște oameni care aruncă gunoaiele unde nu trebuie? Nu înțeleg. Trebuie să fii prost și needucat să faci asta. Serios. Pentru că eu nu cred în... Cred că fiecare... Cred în, ca la și la tribunal, așa. Întâi trebuie să dai circunstanțe atenuante omului. Era chior. Prezumția de nevinovăție. Era chior. Înainte de prezumția de vinovăție. Era chior, dar se uita în telefon. Probabil, nu știu. Poate mai degrabă, dacă îi explici și din punct de vedere economic, este mult mai scump să aduni gunoi de pe jos și decât să îl pui efectiv tu în coșul de gunoi. A, păi dacă vine cu portbagajul plin de gunoaie, vine cu un BMW din ăsta, BMW scump, scump, și scoate toate gunoaiele și lasă acolo, lângă tine, acolo, dacă se poate, fix lângă bloc. Dă-te, mă, sărmanule, nu? N-ai nicio problemă. Aș fi un pic mai aspru cu povestea asta cu gunoaiele, pentru că omul care este needucat este nepregătit pentru ceea ce oricum o să-l surprindă în mod negativ mai târziu. Categoric. Faptul că noi nu suntem conștienți este una. Faptul că nu luăm nicio măsură, ci ne-am obișnuit cu a ierta, asta de fapt o să ne strice. Adică ăla care a aruncat unde nu trebuie, ok, o îi spui prima dată, hai să nu fim chiar adedur, îi spui, uite aici e greșit, data viitoare ai luat, nu știu, 5 milioane amendă, banii vechi, asta sau, soluție, da. Sau, și mai interesant, muncă în folosul comunității. Da, nu știu, nu sunt eu măsură să decid asta, dar... Dar nu ești parte din, comunitate. Sunt parte din comunitate. Nu ți-e milă de aia 500 și ceva, 600 de copăcei care vor fi puși? Ba, da. Nu te doare sufletul când zici, bă, frate, stai un pic, că eu stau și lucrez și toată, dar și ăla nu face nimic. Își bate joc, de fapt.
Cred că mai bine, mai degrabă, nu știu, poate pe lângă mine să mai fie altul care să mai plateze încă 500 și atunci suntem 1000 față de două peturi care se aruncă. Nu știu. Aha, așa aha. O văd. Care va să zică dacă vor fi mai mulți oameni valii, da? No, valii. Valii Zamfir la puterea 100. Da. Zice, stai mă, că nu mai... Ia să vezi și până de dragoste. O, uite un coș de gunoi aici, punem. Ia uite încă unul. O, punem aici coș. Am, cum să spun, cred că tu ai obținut un punct foarte important. Cred că aici mi se pare sensibil. Dacă tu stai și muncești la un proiect și aduci mai aproape de oamenii ăștia natura, cum oare să stai și să te uiți la alții care aruncă, spui, bă, da, nu poți să stai așa, categoric. Și atunci cred că aici ar trebui să avem nevoie și de un pic de suport din partea autorităților și cum ai spus tu, prima oară îi spui, a doua oară îl amendezi. Pentru că asta, de exemplu, se face, nu știu, Germania, Austria, Franța, unde nu vezi gunoaie pe stradă. Sau dacă ai... Pentru că și asta e un paradox. Cum ai ieșit din granițele României, te limitezi. De ce? Nu știu. Poate fi și din chestia aia. Bă, eu sunt din România, să nu vadă oamenii aia cât de sunt, că greșesc. Și atunci... să mă compor civilizat. Dar cred că uneori civilizația se impune și cu forță. Și atunci poate te-am văzut că vorbeai de tehnologie. Mai degrabă aș vedea tehnologie în oraș, cu camere peste tot, dar nu neapărat Big Brother și nu camere în pădure, ca să poți să alerg acolo în liniște. Și te-am văzut că ai aruncat pe jos, ți-am luat numărul de la mașină și după aia primești amenda efectiv în poștă. Nu trebuie să vină să facem tantam, da? Decât să nu facem nimic în sensul ăsta. Și atunci cred că un cumul din ăsta de factori, cum spuneam mai devreme, autorități plus ONG-uri plus societatea civilă. Să faci o asociație în asta, un fel de poliția gunoaielor din Ploiești. Nu, ajunge ce fac. Cred că sunt alții care... De serios, de ce nu? Știi că vin și la noi trotinetele în Ploiești, dar sunt trotinete în București. Și atunci când cineva vede o trotinetă care nu este parcată corespunzător, îi face poză, o pune pe aplicație și îi se dau niște puncte pe care le poate folosi ca să meargă pe trotinetă. Ok, am găsit niște oameni care fac ce nu trebuie sau am găsit niște gunoaie, le fotografiez, le pun într-o aplicație, poate chiar există, dar nu este în momentul ăsta promovată și apoi, nu știu, beneficiez de saci de gunoi fără să-i mai plătesc. Și practic, aplicația mă învață și pe mine, nu știu, colectarea selectivă a gunoiului, faptul că sunt mai responsabil, mai spun vecinului, uite că am instalat aplicația asta și mă duc și dacă am văzut un gunoi sau ceva, etc. E o poveste foarte tristă vis-a-vis de gunoaie, nu numai în Ploiești, ci peste tot. E mai curat orașul cumva, dar degeaba mai curat dacă mâine vine unul și aruncă petul. Ce vrei el, mă? Ăsta e accent, uite, asta mi s-a întâmplat mie, că eu frustrat. Ce vreau eu, mă? Ai vreo problemă? Uite, noi ne-am gândit o chestie apropo de de gunoaie și de lucrurile acestea. Nu ascund faptul că în momentul acesta am găsit peturi de pe urma concursului în pădure. Pentru că, ai văzut, noi am dat acele sticluse de apă na, și în contextul pandemic a trebuit să asigurăm apă pentru fiecare alergător. Și atunci, anul ăsta am făcut așa. Unii dintre ei au aruncat. Nu vreau să intru în detalii de ce. Să spunem că a fost o întâmplare. La anul, din punctul meu de vedere, sper ca și contextul să ne permită, să nu mai fie pandemie, îi vom ruga pe toți alergătorii să vină cu flascul lor de apă. Atunci noi le vom pune apă în dispozitivul lor, în recipientul lor, ei vor bea și cred că nu o să fie nimeni nebun să-și arunce obiectul propriu, nu știu. Ce mult mă bucur că am atins subiectul ăsta și că ai spus ceva din competiție, tocmai ca să poți la rândul tău să transmiți mesajul ăsta către cei care poate au greșit sau care din greșeală au scăpat un pet sau s-a întâmplat ceva. Că peste tot avem hibe, să știi, nu există o pădure fără uscături. Așa. Și uneori uscăturile fac bine. Fii atent, mai avem foarte puțin din podcast și ne-am lungit cu povestea asta cu gunoaiele, dar oricum gunoaiele care se duc la coșul de gunoi nu mai sunt chiar atât de nefericite. Au zâmbetul pe buze și inclusiv participanții sunt extraordinar de buni ca oameni în comunitate. Zi-mi așa, un mentor, cineva foarte important în viața ta, poate să fie cineva cunoscut ție sau poate să fie cineva, nu știu, un om pe care îl vezi doar la televizor sau despre care doar auzi din când în când. Cineva care ți influențează în bine viața. Dragoș Pătraru. Așa. Din ei. De altfel, datorită lui Dragoș m-am reapucat acum 3 ani de citit. Din nou. Un alt mentor, părinții mei. Aș putea numi amândoi, da. Copilul meu este un mentor pentru mine. Zi-mi asta cu un copil și cu mentorul. Că... Copilul și mentor. Da, sunt tare curios. Ce te învață un copil de 5 ani? Te învață foarte multe. Te învață în primul rând să fii copil. Din punctul meu de vedere, în momentul în care copilul din tine a murit, între ghilimele, ai murit și tu ca persoană.
cel puțin din punct de vedere mental. Și atunci copilul meu mă învață să zâmbesc, mă învață să apreciez lucrurile simple. Și aici am să... În săptămâna dinaintea concursului, când toată echipa și toți eram cu stresul, cu nivelul de stres destul de sus, ca totul să iasă bine, am avut o conversație cu Mara și am întrebat-o: tati, uite, sâmbătă avem concurs. Da, avem concurs, ce tare, ce mă bucur. Deci m-a bucurat atât de mult reacția ei, era cea mai bucuroasă dintre toți adulții de acolo, înțelegi? Și atunci copilul este mentorul meu. Ți-ai adus aminte de fapt și de drept, da, care este adevărata bucurie. Exact, care e adevăratul de ce. Da. Și că tot ai spus despre Dragoș Pătraru și despre faptul că te-a influențat să te reapuci de citit, este extraordinar. Deci mi-a ridicat-o la fileu cu povestea asta. Pe final vreau să-mi faci o recomandare de carte. O carte care ție ori ți-a schimbat viața, ori te-a făcut deja să vezi lucrurile nu în nuanțe de gri, ci cât mai colorat. Uite, liderul mănâncă ultimul. Sau liderii mănâncă ultimii, că așa este titlul cărții, de Simon Sinek. Alt ar fi Mindfulness, de exemplu. Ce aș mai putea fi? Mai zi una și suficient. Întâmplările care ne-au schimbat lumea. Deci ești foarte axat pe zona de dezvoltare personală și de conștientizare, da, a propriei persoane. Da, categorie. Ai un mesaj pentru cei de acasă? Să-și păstreze zâmbetul pe buze, să caute soluții, chiar dacă în momentul ăsta cred că au ajuns la un perete, să caute crăpătura din peretre sau știu eu, fereastra, dacă ușa este închisă, și să creadă că lucrurile se vor rezolva. Și în momentul în care ai credință că lucrurile se rezolvă, vei găsi soluții să ajungi la final. Vali, mulțumim tare mult pentru prezența în podcast. Mi-ar fi plăcut să mai stăm de vorbă, dar știi cum e, timpul ne limitează pe toți și sunt multe povești pe care le așteptăm din partea ta și cu alte ocazii și neapărat să vină ediția cu numărul 3, să mai faci ceva cât mai curând, să se planteze mai mulți copaci, să salvezi natura și mai ales să ne salvezi și pe noi de momentele în care suntem prea sedentari sau în care uităm de noi sau nu mai știu nici măcar să alergăm, nu știu, un kilometru o dată pe săptămână sau să citim 10-20 de pagini în fiecare zi. John, să ne auzim și săptămâna viitoare, tot luni de la 13, până atunci numai bine. La revedere!